Anca am avut în deșteptarea 98 minute. Bună dimineața! Trăiește experiența franțuzească. Rămâi aproape și îți arătăm cum poți asocia diversele băuturi cu specialitățile de brânză Île de France pentru a sărbători cum se cuvine Ziua Franței. Ne-am grăbit un pic, cred, pentru că 14 iulie este săptămâna viitoare, dar uite, profităm că asta este culinaria de dinainte de Ziua Franței, să vorbim despre un răsfăț cu brânzeturi fine de la Île de France și niște asocieri cu vinuri. În principiu aici, cu asocierile cu vinuri la brânzeturile astea fine, brânzeturi cu mucegai nobil, cum se spune, fiecare merită să încerce și să găsească combinația care îi place lui cel mai mult. Începeți cu țuică. Ca să vedeți câtă Franță e în studioul nostru și cât de mult ne place să sărbătorim Ziua Franței, puteți intra și pe pagina de Facebook Radio Europa FM. Vedeți acolo imagini cu tot ce avem în studio. Da, noi avem aici o problemă, că platoul ăsta a fost aranjat înainte de știri. Și cu ceva vreme. La el și cât mai durează remarcarea? Am remarcat că a dispărut o grisină și nu mă prind cine... Da, o grisină când sunt atâtea brânzeturi. Avem brie aici, avem brânză de capră, avem roquefort, avem niște brânză cu mucegai, camembert, evident, diferite alte brânzeturi de capră cu diverse condimente, Chamonix, mă rog, multe, multe genuri de brânzeturi și avem și câteva sticle de vin, roze, avem o roze de la Purcari, dar asta, apropo, cu asociile de vinuri, în principiu, oamenii au tendința să bea un vin roșu, sec, la brânzeturi cu mucegai nobil, ceea ce este corect. Cu cât este, a brânza are gust mai intens, deci la un roquefort, în principiu asociez un vin roșu mai corpulent. Dar nu m-aș da în lături să încerc un vin alb proaspăt, fresh, acidulat, mineral, cu o brânză cremoasă, cum este, de exemplu, camembert sau brie. Măcar de încercare. Ia ușor. Da. În rest, rozeu este o alegere, cred, foarte bine răcit. Un rozeu este o alegere corectă cam pentru toate varietățile. Și dacă n-ați încercat, vă recomand să încercați o dată. Nu trebuie să luați tot platoul pe care le avem aici și să alegeți una, două, poate trei maximum sortimente. Una mai cremoasă, una mai tare, mă refer la brânză, evident, și una cu un gust mai intens, da? Cu mucegai, cu umbrăză albastră, cum se spune de obicei, și după aceea nu uitați, ceva crocant, biscuiței, grisine, poate migdale, poate nuci, nucile merg întotdeauna foarte bine, și niște fructe, ceva dulce, acrișor. Noi avem aici zmeură, dar merg foarte bine. Afinele... Avem și afine. Da, sunt și afine, nu le văd. Da. Ok, zmeură, afine, lucruri de genul ăsta. Pe mine și... m-ați spus cel mai departe de platoul ăla. N-ai treabă. Da. Da. Și ideea e că nu mai sunt așa multe grisine. După orice... Nu trebuie să povestim și ce au pățit grisinele. După o masă sărbătorească o dată, nu de fiecare dată, n-are rost. Dar pe 14 iulie. Te întâlnești cu prietenii, da, sau cu familia și... La sfârșit, dacă vrei să mai stai de vorbă, la un pahar de vin, pe relaxare, încearcă pe un platou câteva felii de brânze de genul ăsta. Cum am spus, și un pahar de vin. Un rosé este o alegere corectă, sau un vin roșu de obicei și fiecare cum preferă. Până la urmă merge și cu un vin de țară dacă n-ai. Da, sunt vinuri de țară foarte, foarte bune. Adică eu mi-aduc aminte de un vin roșu de la Tataie. Tataie făcea un vin roșu mai molan, așa. Mamă, intens. Era grozav ăla care, știi, se spune că pictează paharul. Da, da, da. Ăla. Și acolo l-aș fi luat fără niciun fel de ezitare. Adică, na. Ideea e să găsești ce-ți place. E mare șmecheria asta, să reușești să combini vinul potrivit cu mâncarea potrivită. Prima mea ieșire din țară a fost la Paris. Așa. În Franța. Și m-au dus colegii... Eu m-am dus la Varna. Da, colegii de radio de atunci m-au dus într-un restaurant foarte fițos. Mă rog, cu mulțimea de... N-am reușit să mănânc nimic de acolo, că nu... La vremea aia nu înțelegeam ce mâncau oamenii acolo. Dar m-au uimit că la un dat a venit lângă noi un domn. Bă, tată, șnițele au. N-aveau șnițele. A venit un domn și ne-a întrebat dacă
poate să ne recomande un vin. Și a fost prima dată când am luat contact cu un somelier de genul ăsta, care ne-a întrebat ce mâncăm, cam ce am vrea să mâncăm, da, și, ce, și ne-a recomandat vinul respectiv. Da. Și am zis, wow, zic, la voi există așa ceva? Da, există. Dar apropo de asta, să știu, una dintre cele mai interesante și bune case de vinuri din România este deținută de un tip care nu este foarte bogat. El și-a făcut banii din alte... și făcea banii din, nu știu, colecționar de artă, lucruri de genul ăsta. Uh-huh. Și nu știa nimic despre vinuri. Și cu mulți, mulți ani în urmă, la un moment dat era prin străinătate și la fel a ajuns într-un loc în care a venit somelierul și i-a propus asocieri de vinuri. Și asta l-a intrigat foarte tare. Era prima dată când i se întâmpla așa ceva. N-a înțeles. A zis, dar de ce? Cum faci? Care e legătura? Care e regula? Și s-a apucat să citească, să studieze. A devenit atât de interesat de domeniu, încât a cumpărat o vie undeva în zona Tohan, din câte știu. Da, nu. Mare, are o producție foarte mică. Se spune, știi că în industria vinului este, e o întrebare, întrebarea este cum ajungi milionar din vie, din vândut vin, din făcut și vândut vin. Trebuie să începi ca miliardar. Așa se spune. Deci, intri în industrie ca miliardar și poți să ajungi milionar foarte repede. Sunt din ce în ce mai multe podgori mici, case crame mici, cum se spune, care sunt foarte creative și au început să facă vinuri bune în România. Nu se găsesc peste tot, dar merită descoperit. Vinul este o poveste culturală, în primul rând, și o experiență culturală, în primul rând, și este tipică Europei și mai ales Sudului Europei. Vinul este tradițional pentru Sudul Europei și face parte din civilizația europeană. Revenind, deci omul a devenit, a început să face vinuri foarte bune, premiate, pornind de la o curiozitate. El a pornit de la o curiozitate. Mă, dar de ce se fac asocierile astea? Este un domeniu vast. Se poate vorbi foarte mult. Poate facem o emisiune odată despre vinuri. Sunt mulți oameni interesanți pe care putem să invităm să ne povestească despre, nu doar despre cum se face vinul, ci și despre ce semnifică el și despre cum să trăiești experiența culturală alături de un pahar de vin bun. Că nu mai mult. Adică trebuie să bei cu moderație totuși. Nu trebuie exagerat niciodată. Să bei ca să te simți bine, nu să cazi pe jos. Simplu franțuzesc. La Culinaria te-ai delectat cu băuturi și brânzeturile rafinate Île de France, asociate de Vlad, George și Luca.